Berbec. Este o zi în care te pot frământa unele aspecte legate de trecut. Poate fi vorba despre unele lucruri pe care nu le-ai făcut la momentul potrivit și care, acum, te vor ajunge din urmă. Nu intra în panică pentru că sigur există o soluție. Taur, ziua de marți îți va aduce foarte multă energie, astfel că poți rezolva ceva mai repede unele probleme apărute la job. Este o zi productivă în care vei avea inspirația de a face alegerile potrivite. Gemeni, nu ridica tonul la cei din jurul tău, chiar dacă unele lucruri nu-ți sunt pe plac. Acest lucru îi poate irita pe cei cu care vei interacționa, iar relațiile cu ei pot avea de suferit. Rac, dacă vrei să încheie această lună așa cum trebuie, atunci ar fi bine să faci pace cu trecutul. Iartă-i pe cei care ți-au greșit în ultima perioadă și încearcă să-ți scoți din minte ideea de răzbunare. Leu, te așteaptă surprize mari în plan profesional. Se anunță unele schimbări care te vor avantaja din toate punctele de vedere. Primește vestea cu entuziasm și bucură-te de tot ceea ce ți se întâmplă. Fecioară, chiar dacă vei face eforturi pentru a resuscita o relație de prietenie mai veche, nu-ți face mari speranțe că lucrurile se vor schimba în bine. Anumite evenimente petrecute în trecut te pot împiedica să-ți deschizi din nou sufletul în fața acestei persoane. Balanță, nu lua decizii fără să te consulți cu cei dragi. Poți face tot felul de alegeri care să afecteze întreaga familie. Cel mai bine ar fi să faceți un consiliu de familie și să analizați în detaliu problemele cu care vă confruntați. Scorpion, pentru tine surprizele vor apărea în special din punct de vedere personal. Cei dragi îți pot da tot felul de vești care să te liniștească, mai ales dacă ultima perioadă a fost ceva mai agitată. Sagitator, ai șanse mari să rezolvi tot felul de probleme legate de acte, contracte sau alte documente. Vei pune lucrurile la punct mai ușor decât ai fi crezut inițial. Capricorn, încearcă să-ți schimbi felul de a gândi, mai ales dacă îți dorești ca în următoarea perioadă să evoluezi din punct de vedere personal și profesional. Unele principii nu sunt tocmai sănătoase, iar de asta îți vei da seama. Vărsător, unele temeri în plan profesional vor dispărea. Îți vei da seama că totul a fost doar în mintea ta și că în realitate te poți descurca în cele mai dificile situații. Pești, nu te grăbi să faci planuri pentru luna ce urmează, cu atât mai puțin dacă asta înseamnă să le faci promisiuni celor din jur. Îți poți asuma tot felul de lucruri pe care nu le vei putea duce la capăt și vei face o impresie proastă.